Ministrul Educației a precizat că se dorește continuarea cursurilor școlare prin intermediul proiectului Teleșcoală. Pentru că suntem conștienți că nu în fiecare casă ajunge internetul și nu în fiecare casă se găsește un computer sau o tabletă, am decis ca Ministerul Educației și Cercetării să încheie și un parteneriat cu Televiziunea Română. Acest parteneriat este modalitatea prin care colegii mei cadre didactice pot ajunge prin lecțiile realizate de către ei la cât mai mulți elevi. Pentru început, am ales ca cei cărora ne adresăm prin intermediul proiectului Teleșcoala să fie elevii care trebuie să continue pregătirea pentru examenele naționale, și anume elevii de clasa a 8-a și clasa a 12-a. Monica Anisia a mai spus că orele de curs vor fi suspendate până când nu va mai exista niciun pericol pentru copii. În România, școlile au fost închise din 11 martie în contextul răspândirii noului COVID-19.